De la Adam la Isus Hristos. Disciplina religie cultul ortodox, clasa 5 -a. Vom face o călătorie în timp pentru a recapitula ceea ce am studiat. Priviți pe geamurile avionului. Ne vom aminti câteva lucruri importante despre Adam, Noe, Avram, Isaac, Iacov, Iosif, Moise și David pentru a înțelege care au fost strămoșii Domnului nostru Isus Hristos. Să decolăm. Omul a primit o fire bună și a trăit în grădina Eden alături de Dumnezeu. Adam și Eva au format prima familie. Aceștia au fost puși la încercare de către Dumnezeu. Să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și a răului, a spus Dumnezeu. Porunca era simplă și ușoară, dar Eva și Adam nu au ascultat de Dumnezeu, și armonia din Grădina Edenului s-a stricat. După un timp, oamenii au pierdut legătura armonioasă cu Dumnezeu. Trăia pe atunci un om pe nume Noie, Fiind un om cinstit, bun, drept, curat, Dumnezeu l-a salvat de la potop. Arca lui Noe a dat numele bisericii de Corabie a Mântuire. După potop, Dumnezeu a încheiat un legământ cu Noe. Nu va mai pierde omenirea prin potop. Semnul acestui legământ este curcubeul pe geam, ați văzut arca lui Noe și momentul când se urcau în ea animalele. A mai trecut un timp și oamenii începuseră să uită adevărul despre Dumnezeu. În cetatea Ur trăia un om credincios drept în fața lui Dumnezeu numit Avram. Cu acesta Dumnezeu va încheia al doilea legământ. Urmașii lui vor forma poporul ales. Avram a fost primul patriarh biblic, Isus Hristos, născându-se ca urmaș al acestuia. În imagine puteți distinge momentul când Avram și soția lui Sara au primit în vizită trei îngeri. Isaac, fiul lui Avram, își respecta și asculta foarte mult tatăl. A avut doi fii gemeni, Esau și Iacov. În timpul lui erau foarte importante dreptul de întâi născut și binecuvântarea părintească. Iacov va primi prin binecuvântarea părintească și binecuvântarea de la Dumnezeu. Mai târziu, el se va numi și Israel. A fost un om harnic și drept. Va avea 12 fii. În imagine, vedeți scara lui Iacov. Iosif, fiul lui Iacov, la un moment dat a fost invidiat de frații săi și a ajuns sclav în Egipt. Pentru că era cinstit și înțelept, dar și pentru că a avut ajutorul lui Dumnezeu, devine cel mai important om din țară după faraon. Va salva poporul ales de la foamete, își va ierta frații și se vor împăca cu toții. Anii au trecut și poporul ales devine în Egipt sclav. După aproximativ 450 de ani, poporul ales trăiește greu și începe să se roage lui Dumnezeu. Moise, cunoscut și ca omul care a vorbit cu Dumnezeu, va fi îndrumat pentru a-i elibera. După plecarea din Egipt, după trei luni de pribegie, pe muntele Sinai, Moise va primi cele zece porunci. Drumul către Ținutul Țării Sfinte va dura 40 de ani. Ajunși în Țara Sfântă sau Țara Făgăduinței, poporul ales a fost îndrumat și condus de mai mulți proroci sau profeți, care le aduceau mesaje de la Dumnezeu. Acestea conțineau sfaturi, indicații despre cum puteau să-L cunoască și să-L primească pe Mesia, fiind inspirați de Sfântul Duh. La un moment dat, poporul ales ia cerul lui Dumnezeu să le dea și lor rege. Al doilea rege s-a numit David. David a fost un rege drept, a fost profet și poet. A scris rugăciuni speciale adresate către Dumnezeu numite psalmi. După câteva secole din neamul lui David se va naște Fecioara Maria, Maica Domnului nostru Isus Hristos. Iată că am parcurs împreună o parte din istoria poporului ales și am sintetizat principalii strămoși ai Domnului nostru Isus Hristos. Fiind atenți pe geamurile avionului, citiți încă o dată numele strămoșilor Domnului nostru Isus Hristos, încercând să vă amintiți câte ceva despre fiecare dintre ei. Rostiți! numele lor și câte o însușire pozitivă a acestuia.